Evanghelia după Matei este ușa deschisă dintre Vechiul și Noul Testament, iar cheia este capitolul 13. Iisus spune aici 7 parabole prin care prezintă împărăția ce stă să vină. Pilda semănătorului, versetele de la 3 la 9, este determinantă pentru tot ce urmează. Semănătorul este fiul omului, sămânța este cuvântul lui Dumnezeu, iar ogorul este lumea. O parte din sămânță cade lângă drum, adică oamenii nu pun cuvântul la inimă. Alte semințe cad pe teren stâncos, al necazurilor, care îi fac să cedeze. Iar altele cad între spini care înnăbușă cuvântul. Slavă Domnului însă că există și sămânță care cade într-un pământ bun. Aceștia sunt cei ce aud cuvântul, îl primesc și aduc roduri duhovnicești de diferite soiuri și cantități. Cu ce se aseamănă împărăția cerurilor? Iată aici 7 imagini. În primul rând, împărăția cerurilor se aseamănă cu un ogor în care există și grâu și neghină, vezi versetele 24 până la 30. Satan seamănă neghină, învățături false, pe lângă grâu. Domnul spune, nu încercați să smulgeți neghina, lăsați-le pe amândouă să crească și la seceriș le vom separa. Împărăția cerurilor se aseamănă cu o sămânță de muștar, vezi versetele 31 și 32. Cea mai mică sămânță crește destul ca păsările să cuibărească în ramurile sale. La fel este creșterea vizibilă a împărăției lui Dumnezeu, acolo unde Evanghelia este primită. Împărăția cerurilor se aseamănă cu aluatul, capitolul 13, versetul 33, pe care l-a luat o femeie și l-a pus în 3 măsuri de făină de grâu. În grâu se întrevede aluatul. Această intruziune a răului prin secte și erezii va duce în final la apostazie. Chiar și diavolul folosește Biblia. În al patrulea rând, împărăția cerurilor se aseamănă cu o comoară ascunsă într-un câmp. Vezi versetul 44. Comoara este Israel, ascuns în ogorul lumii. Omul care o găsește este Isus, care s-a dat pe sine ca să răscumpere pe Israel. Împărăția cerurilor din capitolul 13 al Evangheliei după Matei, se aseamănă și cu un negustor în căutare de bijuterii alese, vezi versetele 45 și 46. Iisus este acest negustor. El a părăsit cerul să găsească pe pământ astfel de mărgăritare. El s-a dat pe sine ca să ne răscumpere pentru Dumnezeu. Vezi și 2 Corinteni, capitolul 8, versetul 9. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un năvod, vezi versetele de la 47 la 51. Ați auzit, cred, că într-o bună zi nu va mai fi timp și se va instala veșnicia. Dar nimeni nu poate descrie cum va fi sfârșitul acestei lumi. Totuși vedem clar ce lucru teribil este să fii pierdut. În sfârșit, împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar, vezi versetul 52. Cei ce propovăduiesc cuvântul lui Dumnezeu sunt încurajați să împărtășească străvechea veste bună prin gânduri și ilustrații noi, deopotrivă cu cele vechi. După ce a dat aceste învățături, Domnul Iisus s-a întors în patria lui, dar oamenii de aici nu l-ascultau și nu credeau în el. De aceea Mântuitorul a făcut foarte puține minuni printre ei. Când nu credem că Iisus poate să mântuiască, lucrarea sa e înfrânată. Să credem, deci, că el vrea să lucreze în comunitatea, biserica, familia și viața noastră. Aflăm data viitoare de ce urgența ne izbește.